Salutare toată lumea, bine v-am găsit oameni buni la un nou episod. Bă băieți, vă mulțumesc super mult, deci nu n-am putut să consigă sau ce doamne fer s-a întâmplat pe canalul meu de când am postat videoclipul pe 31 martie, videoclipul de pe 31 martie, postat pe canalul meu. Eu, pe lângă faptul că videoclipul ăla a strâns 45 de vizionări, am o zi și s-au uitat o grămadă și abonați au venit 84 și înainte aveam vreo, cât aveam, vreo 65, cât aveam, 67, pe acolo rămas. 84 e incredibil, atâta modificare am primit. Deci toți care v-ați abonat, vă mulțumesc foarte mult, încât dacă o să fac, o să dădea, încât dacă o să mă ajutați, fac cu vreo 90 sau 100, nu știu, aproximez eu, dacă o să mă ajutați, vă promit, voi fac un, o fac un Q&A. Și toate întrebările, nu contează cât sunteți, și 84 de oameni să fiți, vă pun întrebările. Da, bă, băieți. E timpul pentru noua cursă. Australia a fost ceva. Acum urmează China. Să vedem ce o să fie și aici. Cred că o să fie o problemă mare la început, dar după aceea cred că o să ne obișnim. Ca și în Australia, de fapt. Ok, băieți, nu m-am așteptat la asta. Da, clar, la asta nu mă așteptam. Bă, băieți, cum știți că mie este tradiția, tot trebuie să fac o recursă. Bă, dar a fost o cursă destul de ok și cred că v-am explicat în episodul trecut de ce nu prea, de ce n-am vorbit. Încă vreau ca să, pe lângă să se audă motorul, să nu mă pierd eu cu firea, să mă, sau...
Iară, bă. Să fim serios, și am iară. Hai, de capul meu. Vai. Bă, băieți, la astea două feluri care le-am făcut, eu zic că cursa rămâne cam așa. Îmi pare rău că nu puteți vedea astăzi o cursă întreagă, de-a mea, cursă faină, cu mie pe top 10 și în astea, dar nu știu dacă puteți vedea o parte bună, faptul că Michi e pe top 10. Nu știu, s-a câștigat Ferrari, avem Ericsson, avem Gasly, avem Mick pe top 10. Deci, e o chestie. Dar nu, băieți, cam asta a fost episodul. Știu că a fost un episod mai scurt, așa ca și episodul 3, dar numai așa trebuia să fie episodul. Îmi pare rău că e și chiar așa. Dar dacă aș fi să vă spun o chestie. Am văzut pe cineva, pe unul tipul ăla care știe tot. Da, l-am văzut în episodul trecut și au zis acolo că să mă las de YouTube, că nu știu ce fac. Și pentru ăla, dacă se uite iar la videoclipul ăla, bă, dacă nu-ți place, nu te uita. Nu te uiți? Și gata. I-am eliminat comentariul, că nu vreau comentarii din astea de hate la mine aici. Prima dată le citesc, prima dată încerc să le înțeleg. Și după ce înțeleg ce vrea el, îl și șterg, pentru că eu nu vreau să fac comentarii de hate la mine. Adică, de ce să văd din astea de hate? Pentru că, bă, dacă vezi hate, îți dai seama cum că n-are sens. Dar oricum, dacă șterge comentariul, n-are sens. Dacă nu-l șterge, tot n-are sens. Deci asta va da. Dacă o să vreau careva să mai zică mie că, bă, Cody face episoade nașpa, că ce doamne pe, face un videoclip, am face un videoclip numai de 8 minute, vrei să-l lungești ca să faci promovare pe videoclip. Zic, bă, dacă te vrei să-mi scrii comentariul ăsta, oricum ți-l șterg, dar bă, nu te mai uita la videoclip. Nu ți-a plăcut? Nu te uita. Ce-ți mai trebuie ție? Ce-ți mai trebuie ție de la mine? Dacă ăstea conte tu, dacă 84 de persoane, dacă 84 de persoane au reușit să îi placă contentul ăsta și să se aboneze, de ce n-ai putea și tu să taci, să te uiți la videoclip și să înțelegi? Am un Samsung S10, nu mă dau mare, am un laptop Asus, am niște căști de la Marvel, așa, nu înțeleg cu ce aș putea să mă dau eu mare, am un scaun scârțitor, deci pe bune. Ia mă, nu prea sună pentru că trebuie să mă pun eu pe el. Asta e faza. Vedeți? Există și un scaun scârțitor pe bune. Deci, eu nu stau în lux aici când filmez videoclipul ăsta. Eu stau în pat. Nu, deci, cam asta e faza. Pentru toți haterii care vor să-mi spună mie ceva, asta e faza. Simplu. Dacă nu vă place, nu vă uitați. Aia e. Astăzi o să vedeți și un videoclip cu Asfalt 9. O să ne două episoade astăzi. Plus încă un episod interesant care sper să iasă destul de bine. E mai mult o poveste. Ne vedem.